Salutare tuturor, bine ați venit la țară! Astăzi eu mă pregătesc să fac soluția din lapte și iod pentru stropirea roșiilor, a castraveților, a ardeilor. Nu este pentru prima dată când folosesc această soluție, am mai folosit-o și în trecut, sunt foarte mulțumită de ea, tocmai de aceea o voi folosi iarăși. Am aici 2 litri de apă și 200 ml de lapte. Voi face raportul 1 la 10, adică o parte lapte, 10 părți apă. Asta pentru că laptele este de la vacă, e de la țărani, nu este lapte cumpărat, așa că prefer să fac diluarea mai mare. Este recomandat o parte lapte și 9 părți apă, dar eu fac o parte lapte și 10 părți apă. Pentru că laptele este mai gras, este de la țăran. Așa am folosit și în trecut și sunt mulțumită de rezultat. Și voi mai adăuga și câte 3 picături de iod la fiecare litru de soluție. Având aici 2 litri 200, voi adăuga 6-7 picături de iod. Iodul este antiseptic, este și un bun insecticid până la urmă, iar laptele conține calciu, așa că avem și sursă de calciu. Spuneam că voi adăuga 6-7 picături. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Iar acum voi stropi roșiile, voi stropi castraveții și ardei. Mai întâi stropim castraveții. Trebuia să-i culeg, dar acum nu am nicio problemă. Folosesc această pompă pentru că nu am și pompa aceea mare de 10 litri, dar din păcate nu mă descurc eu prea bine cu ea și mi-e mai comodă una mai micuță, doar că nu este prea grozavă aceasta, dar acum mă descurc și eu cu ce am. O să-mi cumpăr ceva mai potrivit, dar până atunci asta e, ne descurcăm cu ce avem. Nu recomand acest tip de pompă, pentru că eu, de exemplu, dacă setez pulverizare mai finuță, așa, nu-mi place cum vedeți, dă în foarte mult lateral și se risipește din soluție și atunci prefer mai degrabă să stropesc în jet. Nu este o pompă foarte bună aceasta. Dar nu am încotro, mă descurc și eu cu ce am la îndemână. Castraveții arată foarte bine, i-am stropit cu bicarbonat până acum, bicarbonat de sodiu, le-am dat și cu apă oxigenată și le-am mai dat un insecticid cu detergent de vase și alcool sanitar. S-a mai îngălbenit aici colo, dar nu cine știe ce, nu am avut probleme cu ei. Așa, și ardeii la fel. Le-am dat cu acel insecticid pentru că sunt mâncați, din nefericire am aici probleme, dar totuși văd că vârfurile sunt sănătoase și atunci mă bucur acest lucru. Poate au timp să și fructifice, sper cel puțin. Nu au soare aici, sunt foarte mult în umbră. Încă nu am avut spațiu unde să-i pun. I-am pus eu unde am văzut
că mai e un pic de spate. Aici avem două rânduri cu inimă de bou, răsaduri puse foarte târziu, nu arată prea bine, sunt afectate de probabil mană, frunze încrețite, nu arată grozav, dar sper că această soluție cu lapte și iod să ne ajute, să măcar o sursă de calciu. Și iodul este dezinfectant, așa cum am mai spus, și insecticid, așa că voi da cu această soluție. Neavând noi spațiu, am făcut prin rotații, ca să zic așa. Am scos mazărea, am plantat roșii. Mi-a mai rămas un pic de soluție și pentru ardeii de aici. Și o să le dau și lor calciu și iod. Am și ardei gogoșari aici, de capia și în partea cealaltă ardei viți. M-a prins noaptea în grădină stropind legumele. Bun. Acum mi-a mai rămas încă un pic. Mergem și la ardei iuți. Aici. Au crescut, au început să se coacă. Le dau un pic de calciu. Aici sunt tot ardei iuți, șapte frați. Iuți. Dar ar fi trebuit să-i ud. N-am mai reușit în seara asta. Mâine. Bun. Dragilor, păi mă opresc aici. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!